e una că îmi place. Dar tot auzi miau, 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 miau. Și, da. Și sunt niște chestii discutabile. Hello! Bună de dimineața! Mă rog, dacă mai e dimineața, oarecum. Așa, am o tungă foarte drăguță pe față, este de la perdea și asta pentru că îmi vine soarele fix în față, fix aici, în ochii mei este, de-aia mi-e și destul de greu să țin ochii deschiși și îmi pare rău dacă mă încrunt, pentru că am uitat și de aspectul ăsta când m-am apucat să filmez. Dar, bună dimineața, ce faceți? Dăm startul unui nou daily vlog astăzi. Și este, se preconizează a fi ultima zi călduroasă, se preconizează a fi undeva în jur de 7 grade astăzi, ceea ce este fantastic. Încă este zăpadă pe afară, o să vă duc un pic mai încolo să-l vedem și pe Rufus, să-l băgăm și pe el în seamă, că nu vi l-am mai arătat de câteva zile și... Să spunem că... Are noroc că urmează o perioadă în care s-ar putea să ningă. O să vedeți despre ce este vorba. Așa. Dar, da, sunt cu prosopul în cap pentru că mi-am făcut un duș acum vreo oră și ceva. De atunci stau cu el în cap. Știu că nu e mai, cel mai sănătos lucru să stai cu prosopul în cap atâta timp, dar, da, am uitat de el pur și simplu. M-am apucat să fac niște chestii pe telefon și mi-am dat seama că am încă prosopul în cap și că nu mi-am uscat părul pentru că începuse să mi se facă frig. Și mă gândeam, zic, la ce, Doamne iartă-mi, mi se face frig? Aaa, stai că e ud prosopul în capul meu și de-aia. Da, și m-am prins și acum o să mă duc imediat să îmi usuc părul și să mă aranjez, să-mi pun și fața puțin ca să fiu și eu un om cât de cât decent. Soarele ăsta să joacă cu nervii mei, de azi de dimineață să joacă cu nervii mei pentru că inițial era senin. Ieșise soarele frumos, după care au venit niște nori și zic, mamă, unde sunt alea 7 grade pe care mi le-au promis ăștia? Pentru că eu am treabă azi, noi avem treburi de făcut, trebuie să ne pregătim de hibernare, căci că săptămâna viitoare e urât, e rău. Și eu nu vreau să ies, nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau să scot o mustăcioară afară, nici măcar la lui Udi. Nu vreau să o scot afară pentru că o să fie urât. Pe băl să mi-arăta că pe la Cluj o să fie minus 17 grade. Acum eu nu cred neapărat că telefonul ei mai e și dereglat și nu trebuie neapărat să-l credem pe cuvânt. Dar oricum, noaptea o să fie foarte frig și așa că vreau să îmi fac un pic de provizii. Să-mi termin ce am de făcut pe afară, că după aia vine vâjul și no way, nu mă mai prindeți pe afară. Dar vroiam să vă arăt din ce a constat micul meu dejun în dimineața asta, un mic dejun absolut senzațional și nu sunt deloc ironică, ci din contră și este vorba de... Ați ghicit, da, zacuscă, zacuscă făcută de mine și trebuie să recunosc că este cea mai bună zacuscă din lume, nimic, nimic, absolut nimic nu bate zacusca mea. Period. End of story. V-am mai povestit eu prin toamnă când am făcut-o. Este o zacuscă pe care am făcut-o. Stați că e chiar ridiculă. Dunga aia de la perde. Așa. Am făcut-o în toamnă și am făcut-o după rețeta mamei mele, care este o rețetă foarte simplă, doar că ideea e că trebuie să te ții. Și de fapt asta cred că e cea mai importantă parte la zacuscă, fiindcă mulți oameni se plictisesc. Este într-adevăr greu de făcut și mie mi-a luat vreo 2 sau 3 zile ca să fac, așa că înțeleg. Dar nu o faci în fiecare săptămână ca să-ți fie greu. Și ideea cu zacusca este să respecti toți pașii și să nu sari pași și să nu ți se facă lene. Trebuie să coci ardeiul și dacă se poate pe o plită sau așa, nu în cuptor, pentru că în cuptor capătă un gust sinistru care ulterior va strica gustul zacuștii, la fel și vinetele, trebuie să le coci pe o plită de preferat, nu în cuptor, că în cuptor se amărăsc. Oricât ai încercat, deci nu, am încercat toate variantele cu asta, cu vinetele la cuptor, coapte în cuptor, nu, e oribil, sunt oribile, nu, mie mi se par că sunt oribile. Trebuie să toci toate
zarzavaturile toate astea, să le toci, ceapa să o toci de mână, nu să o dai prin blender, să nu dai lucrurile astea prin blender, ca să aibă textura aia de zacuscă. Adică trebuie să depui efort, asta este. Dacă vrei să iasă, trebuie să depui efort. Nu există altă soluție. Oricine ce mi-ar zice, mai ales pentru că știu făcând zacuscă, nu iese dacă nu depui efortul ăsta și dacă nu urmezi toți pașii. A, și încă un lucru foarte important, pentru că v-am zis, asta e rețeta mamei mele, nu știu pe unde a adunat-o și avem cândva în viața asta, și ea întotdeauna o făcea după rețeta asta și era așa minunată și întotdeauna i-a ieșit bine. Ei, când s-a supărat ea și a zis că nu mai vrea pentru că o deranjează bila și nu știu ce, și a redus cantitatea de vinete, pentru că rețeta pleacă de la 4 kg de vinete, 2 de capia și 2 de gogoșari și 1 kg de ceapă. Când a redus cantitatea de vinete și a zis că nu mai pun atâtea vinete, că bila mea, că hârcă mârcă o fi copății, n-a mai avut același gust. N-a mai fost la fel de bună și nu mi-a mai plăcut. Și de-aia am insistat să-mi fac eu, că mi-am dădea, adică n-ar fi fost o chestie, mă duceam la ea și îmi dădea zacuscă de la ea. Dar de-aia am insistat să fac eu, ca să o fac fix după rețeta asta, ca să iasă cu gustul ăla bun de zacuscă autentic, așa cum trebuie, nu amețeli. Așa, bun. Deci, planul pe astăzi. Mergem, facem ceva provizii pentru mine și mărți. Trecem pe la un Pepco, mergem și la un Pepco, pentru că deja devine ridicolă situația, deja nu. De când aștept și eu niște umerașe și de când... Nu mai, nu. Deja stau cu hainele întinse de zici că sunt la ajutoare sociale și nu mai merge și vreau să-mi aranjez... astea, hainele, și vreau să-mi pun șifonierul ăla în ordine odată. Poate reușesc să fac ceva și cu ăsta, cu șifonierul. Poate reușesc să-l aranjez. O să-l mâncumeci, o să-l fac eu până la urma urmei, pentru că dacă mai aștept, o să mă prindă vara și nu o să fie rafturile alea puse. Și apropo, trebuie să vă arăt că am ceva acolo jos. Mi-a venit un colet, am comandat ceva pentru șifonier special ca să mă ajute să organizez mai bine lucrurile. Deci, mâncare, Pepco, rezolvat șifonier, epopeia șifonierului Hristoase. Mă gândeam că o să fie o treabă care durează o jumătate de zi, adică cu totul durează jumătate de zi. Nu, ne întindem, să săptămâni întregi, că nu se poate. Pentru că așa e când depinzi de alții să te ducă în anumite locuri și când n-ai mașină și când depinzi de oameni să facă chestii pentru tine, da. Nu, deci nu vă zic, chestia asta cu mașina, efectiv, este, pentru mine, ăsta este punctul în care mă lovește cel mai tare. Deci mă lovește cel mai tare treaba asta cu mașina, că n-am independență și că este atât de greu aspectul ăsta cu transportul. Este atât de chinuitor, fiindcă în momentul în care rogi pe cineva, adă-mi și mie, te rog, X lucru, sau du-mă și pe mine, zici că le ceri un plămân. Nu un rinichi, un plămân, zici că le ceri și zici că, nu știu, îți taie jumătate de continent și o totolesc și o bagă în buzunar pentru tine. Așa se comportă toți. Deci, nu, e un subiect de care nu prea m-am apropiat eu, dar da. Și de-aia n-am nici la ora actuală umerașele alea nenorocite și de-aia nici la ora actuală nu s-au făcut rafturile alea nenorocite. O să le fac eu, strict șifonierul, nu mă interesează, dar le fac. Punct. Și poate, mi-am pus și bara aia acolo, nu știu dacă vedeți că nu văd nimic în ecran, poate fac și niște fotografii, că dacă este ultima zi caldă și cu lumină și zilele viitoare o să vină vâjul, nu știu exact ce o să se întâmple. Dar hai până atunci să mă duc să-mi usuc părul, că chiar mi-e frig acum, chiar mi s-a făcut frig, și să-mi pun puțin fața în ordine, că e cam dezordonat acum. Și după aia să vedem ce facem, da?
Okidoki, Smoky, am terminat. Sunt mai bine, mai prezentabil. Arăci eu mai am om acum, vă puteți uita la mine. Soarele îmi face figuri sau norii îmi fac figuri. Voiam să desfac pachetul și mergem imediat să desfacem pachetul ăla să vedeți ce am luat, dar înainte vă rămăsesem în datoare cu un mic update pentru mascara asta, cu impresii despre mascara asta de la Bourjois. Twist Up The Volume este mascara aceea pe care am primit-o de la Aniela, a pus-o în coletul ăla frumos pe care mi l-a făcut ea. Am tot folosit-o de când am primit-o și îmi place. Este o mascara de volum, dar e un volum pentru mine, pentru gusturile mele și pentru mofturile mele. Este un volum normal, decent. Cu minte, ca să spun așa, nu este genul ăla de volum, știți, super, cu gene super încărcate, care mie una cam place. Adică, eu nefiind purtătoare de gene false, pentru că mi-ar accentua diferența dintre ochi și mai tare, mă mai întreabă lumea de ce nu porți gene false de aia, pentru că mi-ar arăta că o pleoapă asta este mult mai căzută decât cealaltă și, mă rog, am încercat și e complicat la mine cu genele false și nefiind purtătoare de gene false, încerc să accelerez așa pe genele mele naturale, care sunt lungi, sunt destul de ok ca și volum, dar îmi place să le dau mai mult volum, așa, ca să fie vizibile, că în general partea proastă cu ele este că sunt și deschise la culoare, mai ales spre vârfuri, așa, nu știu de ce se deschid la culoare, și de regulă merg către mascara de volum și dacă se poate de-aia dă-ți face genele foarte evidente, minunat. Așa, asta este genul ăla de mascara care îți dă volum, dar un volum din ăla discret, drăguț, frumos, îți separă genele și îmi place foarte tare, deci îmi place cum este. Nu este la categoria super volum, așa. Eu acum am un strat și jumătate, hai să zicem două straturi puse. Dacă vrei, poți să insiști cu vreo trei straturi. Și o să iasă un volum destul de evident, așa, și destul de evidențiat, dar mie îmi place așa cum arată și mi se pare că este suficient pentru moment și pentru ce am eu nevoie și mi se pare că arată bine. Asta apropo și de tot scandalul de pe TikTok, în caz că nu știți, cu mascara de la L'Oreal, fabuloasa mascară, și că veni vorba. Trebuie să țineți cont că mai nou, nu doar influencerii mari se folosesc de trucul ăsta cu scandalul pentru a atrage atenția, ci și brandurile. Adică pe mine nu mă păcălește chestia asta că, vai, doamne, cineva a început un scandal pe TikTok pentru că X a purtat gene false când făcea review la mascara, ceea ce din start nu este ok, dar este posibil să fi fost o strategie din partea companiei pentru că se poartă mai nou așa ceva, așa cum Jeffree Star, Jaclyn Hill, Manny, James Charles și toți ăștia mari, înainte de lansarea unui produs sau de o colecție sau de ceva, făceau cât un scandal, făceau parte dintr-un scandal și se întâmpla ceva, da? Plus se întâmpla ceva și toată lumea vorbea și vuia internetul despre ei. Așa fac acum și companiile, pentru că le-au scăzut foarte tare vânzările și sunt cumva pe butuci mare parte din companii. Nu știu dacă ați auzit, dar Morphe a intrat în faliment. Morphe, da, Morphe Brushes, care era, wow, marea companie, da, a intrat în faliment și nici restul nu stau foarte bine. Prin urmare, da, au nevoie să atragă atenția chiar și companiile mari, chiar și consorțiurile mari de care au foarte multe branduri, au nevoie să atragă atenția prin orice metodă și oricum. Da? Nu contează, important este să atragă atenția și de aia se apelează foarte mult la scandal pentru că se pare că în era asta digitală, mai nou, numai scandalul vinde. Da? Deci nu mai vinde să spui un lucru de bine, nu mai vinde să ai o imagine curată, nu mai vinde să fii un om calm, liniștit pe internet, dacă nu urli, nu faci, nu trântești, nu bubui, nu te isterizezi și nu te jelești, că iarăși este o tactică, nu începi să jelești în fața camerei, nu vinzi. Și asta se întâmplă și la noi și în afară, slavă cerului, destul. Bun, hai să vedem care treaba cu pachetul ăla și să plecăm, că dacă mai țin așa nori ăștia, s-ar putea să mai ajung îngheț. Din dorința de a nu fâșii foarte tare, deși exact asta fac, am zis să desfac nebunia asta, că era și super sigilată. Și aici am niște separatoare. Stați așa că am nevoie de două mâini, m-am păcălit. Așa,
Bun, am niște separatoare pe care eu de altfel mi le doream de foarte mult timp, dar n-am găsit momentul potrivit, adică nu aveam unde să le pun. Acum voi avea unde să le pun, prin urmare, hai să vedem cum arată. Câte sunt? Ah, sunt 4. Am crezut că sunt 3. Nu știu de ce am rămas cu impresia că sunt 3. Deci sunt acele separatoare, cred că vă puteți da seama, au fermoar aici jos. Și îți poți pune lenjeria intimă, îți poți pune diverse șosete, uite, ăsta e la mare pentru șoseți, cum se spune, academic, șoseți, ăsta este pentru, nu știu ce e, pentru ce e, da, mă rog, așa, și aici, pentru că vreau să-mi pun inclusiv maieurile, vreau să mi le pun așa, pentru că stau rău în momentul de față. Și sunt 4 separatoare numai bune pentru ce am eu nevoie. Le-am comandat de pe EMAG, în ideea de a organiza șifonierul, cum v-am zis. Sunt puțin turtite ele, dar o să-și revină. Așa, de pe EMAG le-am luat și nici n-au fost scumpe. O să vă las și vouă un link în descriere dacă vă interesează. Erau pe mai multe modele, dar eu am vrut griul ăsta, care să meargă cu acele cutii gri pe care le am deja în șifonier. Le-ați văzut data trecută când am pus bara în celălalt daily vlog. Și asta e pentru sutiene, da. Aici ar trebui să intre sutienele, aici, nu știu, diverse, lenjerie diverse, șoseți diverse. Așa, dar foarte încântată de ele. Și partea și mai bună este că le poți desface dacă n-ai nevoie și le pui undeva, sau le poți băga în mașina de spălat. Și că sunt bune de spălat și sunt ok de pus și mașina de, pentru a fi spălate, ceea ce este minunat că, na, când, din când în când mai e nevoie. So, very happy! Și cam așa arată închise, că le-am și închis să văd cum sunt. Mi-ar fi plăcut ăsta să fie de aceeași dimensiune cu ăsta cumva, dar n-are nimic, ne descurcăm. Cum ziceam, vin și pe alte modele. Erau ceva modele cu floricele, erau unele bej, unele albe, dar mie mi s-au părut mai ok astea, ca să se semene cu ce am în partea aia, cealaltă cu cutiile alea. Și cred că vor fi foarte utile pentru depozitat, ca să și vezi, apropo de ce vă ziceam în clipul celălalt, să și văd ce am, pentru că eu dacă nu văd lucrurile și dacă nu văd ce am, nu știu că există, sau, da. Ori fie ele 7 grade afară sau cât preconizează ăștia că o să fie, dar să știți că eu m-am înfofolit, adică eu mi-am luat artileria grea și prin artileria grea vreau să zic această geacă de la Kenvelo, pe care am luat-o când? Pe Crăciun sau ceva, în Vlogmas. Cred că ați văzut-o. Și știți că nu e stilul meu, dar pentru mers la țară, mere. Mere, nu-i bai. Așa. Mi-am luat și mânușile cu mine de piele, întotdeauna, ca să țină de cald. Nu m-am încălțat, o să mă încălț, că am ghetele afară și sunt pline de noroi, după cum v-am povestit în vlogul trecut. Și asta sunt. Hai să mergem și să vedem ce găsim. Ce pasă, Audi? Ce s-a întâmplat? Ai mâncărică. Du-te și mănâncă-ți mâncărica pe care o ai în... Hai, du-te și mănâncă-ți mâncărica pe care o ai. Deja am farfuriuță. Nu se poate. Am venit și vrea mâncare, iarăși. Iarăși îi trebuie mâncare. Că nu poate, e fără să primească mâncare din 5 în 5 minute. Deci mă exasperează copilul ăsta. Da, să dăm azi coșulețele astea de aici și să vă arăt ce am luat, că am fost la Pepco. Am stat în stație, bineînțeles, jumătate de oră, pentru că a trecut un autobuz pe lângă mine și nu m-a luat. Și o să justifice, dacă ne întreabă cineva, justifică prin faptul că nu i-am făcut semn, de parcă eu stăteam în stația de autobuz să fac plajă, că era soare. Dar mă rog, trecem peste. Am ajuns, am fost și la Profi, am luat niște ouă și niște pâine și cafea, ca asta îmi lipseau. Și restul proviziilor nu le-am mai luat, că nu mai aveam unde, nu mai aveam mâini. Da, o să mai trebuiască să mai fac o excursie la Profi. Și nu mai aveam nu avem cum să iau mai multe chestii, dar măcar esențialul, cafeaua și ouăle le-am luat.
Și acum să vă arăt ce am luat de la Pepco. Da, cred că mai bine întorc camera, că așa mă vedeți mai bine. În primul și în primul rând am găsit acest set de lopățele, care este super practic. Îl aveau și anul trecut și fix în primăvară, când să mă duc să-l iau și eu, se epuizase stocul și după aia nu l-au mai băgat. Și știu că pot să le iau din altă parte, dar dacă tot le-am găsit aici și sunt și accesibile la preț, am zis să le iau. Anul trecut am făcut multe chestii cu treaba asta, cu nu știu ce e neapărat asta, dar m-a ajutat foarte mult anul trecut și de-aia mi le-am recumpărat. Astea sunt super, super, super bune. Așa, au fost 16 lei. Astea le dăm deoparte. Am luat, bineînțeles, umerașe. Același preț pe care îl știam, 5 lei la umerașe și am luat câte seturi? 2, 4, 6 seturi de câte 3 umerașe. Acum sper să-mi ajungă. Teoretic ar trebui să fie ok până spre primăvară, dacă a ieșit și tu de aici, stați că s-a îngățat, până spre primăvară-vară când trecem la Rocky ar trebui să-mi ajungă toate umerașele astea, dar vedem. Am găsit și coșulețe din astea sau cutii din astea textile, cum le am pe celelalte pe care vi le-am arătat că le am în șifonier. Acolo unde sunt astea, umerașele, unde sunt paltoanele și toate cele. Și sunt cutiile astea textile, seamănă foarte bine, sunt similare, doar că astea au sistemul ăsta aici, iar celelalte au o găurică. Acum, identice, nu știu dacă am să mai găsesc vreodată, așa că le-am luat pe astea. Am luat 3 pentru că știu că 3 îmi e în cap. Și 3 au fost 16 lei, parcă, nu? Nu? 21 de lei. 21 de lei. Da, ce? Văzusem eu. Da, 21. Și sunt foarte practice astea, sunt foarte practice cutiile astea pentru că poți depozita multe și stau bine și arată bine și șifonier și nu mai stau lucrurile împrăștiate, nu mai alunecă pe rafturi și, sau nu numai pe rafturi, puteți să le folosești și în altă parte a casei și arată super bine din punctul meu de vedere, nu știu ce va arăta aici, că eu încerc să-l montez pe celălalt. Deci am luat 3 din astea. Așa. 3 doamne și toți clei. Și ce am mai luat? Ah, ăsta. Și am mai luat prostia asta. Pentru că mă tot gândesc de mult timp dacă să o iau sau nu. Am văzut-o pe multe părți. Nu știu acum cât este de ok din punct de vedere al calității, dar mi-a tot stat mintea la ea și mă gândeam că este foarte bună, mai ales pentru făcut exerciții în casă. Și atunci zic, de ce să nu încerc? Hai să o iau și vedem. Vom vedea dacă o folosesc des și chiar îmi place și simt că mă ajută. O să mai iau. O să-mi iau una mai de calitate. Pentru cine nu știe, asta este o rotiță, arată exact așa ca aici și poți să faci un fel de abdomene cu ei. Ia, nu știu, sunt niște exerciții care se fac cu roata asta. Da, o să o montez că e demontată și vedem. Asta a fost 21 de lei și mi s-a părut ok prețul, adică pentru Pepco mi se pare ok. So, mai am ceva pe aici. Un din asta, cu marcare, pentru că nu mai aveam pe ăsta mov și mi s-au cam terminat marcarele și îmi trebuie marcare din astea highlightere colorate. Și ce mai am aici? Revista de la Profi. Interesează pe cineva revista de la Profi? Nu. Hai să-mi pun niște supă prima dată, să-mi pun să mănânc niște supă, pentru că am făcut și supă de dimineață. Și după aceea ne apucăm de chestii tehnice, de făcut diverse. Apropo, în geantă am găsit semințele de zorele pe care le cumpărasem de la Leroy când am fost să iau bara aia și am uitat de ele și trebuie să le plantez că vreau să fac o chestie cu semințe de zorele, cu zorelele în sine. O să vă zic și vouă mai încolo. So. Dar prima dată mâncare că mi-e foame și vorbim. Thank you.
Hello! Where is my coffee? Că mi-am făcut o coffee, stați așa. Hai să mă întorc la lumină. Că tot ne bucurăm de faptul că avem lumină și că este soare și că este frumos. Avem un coffee aici. Este absolut fabuloasă. Am mâncat până la urmă, dar n-am mâncat imediat cum am vorbit cu voi și după aia mă luase așa o criză de hangry. Devenisem foarte hangry și mă enerva tot și totul parcă mă scâia și m-am oprit din a mai face ce făceam și m-am calmat, am mâncat. Am mai pus din haine pe umerașe, mai am la spălat. Mi-am pus geaca la spălat pentru că am murdărit-o de fond de ten și fiind albă oricum o porț de două ori și trebuie să o speli. Și acum mă gândeam, după ce îmi beau cafeluța, să mă apuc să văd dacă reușesc să fac ceva cu rafturile alea. Ah, dar să vă arăt o chestie. Prin urmare și așa, deci... acesta este șifonierul meu, cam așa arată momentan, o să mai vină haine pe aici, o să mai vină bluze, chestii, trestii, socoteli, cam așa arată. Un aspect de care vroiam să vă zic, nu asta vroiam să vă arăt imediat, dar un lucru pe care vroiam să vi-l zic, că m-a întrebat cineva de ce nu-mi iau umerașe pentru pantaloni, speciale pentru pantaloni. De-aia că nu-mi place, că nu arată în ordine, adică nu arată la fel, știți? Și îi pun pe umerașele astea ca și cum ar fi orice altă piesă de îmbrăcăminte și numai astea de care am uitat să iau, din astea cu clipsuri, numai pe astea le ținem pentru fuste. Mai am aici câteva, mi-au rămas câteva, deci o să fiu bine până la primăvară. Bun, ce vroiam eu să vă arăt este minunatul semn absolut delicat și absolut extraordinar pe care l-am făcut ca să știu la ce nivel trebuie să-mi vină raftul de sus. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătite? Nu, nu cred că sunteți pregătite pentru așa ceva. Acesta este semnul. Înțelege cineva? Deci raftul meu ar trebui să vină până aici, scuze de deget. Aici, până aici ar trebui să vină. Asta e înălțimea la care ar trebui să vină. Da, nicio problemă, asta se ia. Este marker, dar se ia cu un pic de alcool sau soluție din aia pentru geamul, se ia fără nicio problemă. Da, ăsta este nivelul la care trebuie să vină mie raftul. Trebuie să scot minunățiile astea de aici. Nu știu cum, pentru că sunt foarte bine înțepenite, trebuie să caut un patent, să le scot cu patentul. Și da, o să vină, o să le mut undeva pe aici, vă dați seama, o să vină. Da, da, ăsta e semnul pe care am reușit să-l fac, pentru că n-am putut să mă folosesc de mâna stângă să țin raftul, că am luat o poliță din asta și am ridicat-o la nivelul la care vreau să vină, știți? Să-i fac semn până la ce nivel să vină. Și mă doare atât de tare mâna asta stângă de la o chestie pe care am pățit-o până în Crăciun, încât nu am putut să țin polița cu mâna stângă. Nu pot să țin greutate foarte mare pe mâna asta absolut deloc. Deci îmi fuge, mi-alunecă peste cap așa dacă pun greutate foarte mare pe ea. Și atunci am ținut polița cu mâna dreaptă. Deci ce pot să fac? Și cu mâna stângă atât am fost capabilă să fac un semn. Da. Asta e tot ce a ieșit. Asta este ce a ieșit, da? Deci atât am reușit eu, atât am putut eu, atât am fost eu capabilă. Aoleu, trebuie să aranjez și ale sus acolo. Așa, deci atât am fost eu capabilă. Ce am pățit la mâna stângă, am pățit că o prostie, adică n-a fost o chestie gravă sau... Stați așa să reglăm lumina. Am pățit la mâna stângă. O prostie. Înainte de Crăciun am făcut ceva, mâncare, ceva, nu știu, înainte sau după Crăciun, nici nu știu, imediat după Crăciun, am făcut ceva mâncare am făcut și am luat, aveam o caserolă din aia mare cu carne pe care am vrut să o pun în frigider și am luat-o cu mâna stângă și eu cum nu apreciez corect distanța, în loc să pun caserola pe raftul de la frigider, am lovit cu caserola în raftul de la frigider efectiv și cumva mi-a dat mâna așa, caserola fiind grea, mi-a forțat mâna să se ducă așa, cumva peste cap sau nu știu. O chestie minoră, adică n-am băgat-o de seamă, dar de atunci mă doare într-una și cum am zis, nu pot să pun nimic greu, adică nu pot să stau pe ea, nu mai stau așa sprijinită pe mână sau nu pot să stau pe ea, nu știu ce am făcut, eu am sucit, mă doare când o mișc, mă doare așa puțin, e o durere
foarte subtilă și acum am o geană sau ceva în ochi și mă sâcâie. E o durere foarte subtilă așa, dar mă incomodează. Nu este atât de enervantă durerea în sine, cât faptul că nu pot să fac chestii, nu pot să prind cu mâna, nu știu ce n-ai făcut. Da, oricum am zis că trebuie neapărat să ajung pe la un chiropractician, să-mi pună puțin coloana la loc și să-mi pună și glezna aia care troznește tot timpul, aia. Așa, aia e glezna mea care te anunță când vin, adică nu, dacă aș vrea să intru la cineva, să-l surprind sau să intru să nu mă simtă nimeni, n-am cum, pentru că glezna mea își face simțită prezența și dacă merg foarte mult și când merg pe la munte sau ceva sau când merg mult pe jos, într-un astfel de țac, 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 țac și trebuie să o pun pentru că știu că dacă o las așa prea mult timp, oricum ea stă deja de câțiva ani așa, dacă o mai las mult așa, o să se distrugă în timp cartilajul și mă trezesc că o să am nevoie de ceva acolo. Și la fel și mâna asta. Deci mă duc să mă repare. Zice-se probleme de babă, ar zice unii, sau că mă plâng ca o babă. Bun, hai să mă duc să caut ceva instrumente pentru a rezolva problema acolo și vedem ce ne iese. Poate distrug șifonierul astăzi, Doamne ajută! Îl scăpam de el, îl arunc cu tot cu haine și cu totul și am scăpat de problemă. Atenție! Zuzo! Ce este zuza mea? Ce este zuzule? E puțin speriată că am tot bătut pe aici și nu e obișnuită să fiu atât de agitată. Ăla este șoarecele de la geaca mea pe care l-am pus la spălat. Și acum... Hello! Salutare! Bonjurică! Ce faceți? Am terminat!
am terminat într-un mare final. M-am uitat acum la ceas, este 5:30, ceea ce înseamnă că undeva de la 1:30, pe la 1:30 am ajuns acasă, în condițiile în care am stat o jumătate de oră, am stat în stație. Deci am stat aproape mai mult decât am stat la Pepco și la Profi. Cu siguranță am stat mai mult în stație decât am stat la la Profi. Că nu mai vine, nu mai poate creierul meu. Mi-e foame. Da, mi-este foame iarăși, că supa aia nu a fost digestiv mai degrabă, nu. Așa, plus asta stă într-un mare fel. Chiar la un moment dat mi-am dat seama că am filmat după ce am venit, am filmat, era scoasă din pantaloni și e din aia high low și arată ca naiba dacă nu o bag în pantaloni pe mine și, da, îmi pare rău pentru imaginile traumatizante și are chestiile astea, stă așa aici și mă enervează, dar pentru ca să merge, it's ok, nu este chiar atât de trashy și nu este nici atât de tragică. Hai să vă arăt ce am făcut. Sunt super mândră de mine că am reușit până la urmă. M-am chinuit puțin, dar mi-ești. Sunt foarte, foarte mândră de mine. Am șters și oglinzile, nu vă zic. Nu știu dacă par șterse, dar în orice caz no. Aici sunt hainele aproape toate. Mai am ceva pe la spălat, că la mine întotdeauna este câte ceva de spălat. Sus au rămas gențile. Nu le-am mutat de acolo, au rămas acolo. Sunt ok că nu le accesez chiar non-stop și mi-este ușor să le iau pe alea de care am nevoie, adică paia neagră. În sezonul ăsta cu precădere paia neagră o port, așa că mi-este ușor să ajung la ea, nu e problemă. Așa, hainele și aici motivul pentru care m-am chinuit, asta. Mi-am creat așa raftul ăsta care să vină fix așa, să nu mai am nevoie de servantă pentru lenjerie intimă, pentru sutiene, pentru șosete și așa mai departe. În caz că interesează pe cineva să știe unde sunt chiloții mei, acolo sunt. Dacă vă interesează, veniți și căutați, îi luați de acolo, da? Sutienele sunt acolo, acolo sunt maieuri, acolo sunt șosetele, da? În caz că vă interesează. Și m-am gândit să mă duc eu la Pepco, să mai trag o tură pe la Pepco, nu știu, săptămânile viitoare, nu e urgent, nu e urgent, să umplu aici tot cu cutiuțe în stilul ăsteia, dar dacă aș găsi ceva mai înalt sau ca asta, nu știu cum să vă fac, nu știu, o să mă decid. Nu e ceva urgent și e bine că pot să mai aștept, adică pot să mai amân puțin problema și buba îi că nu mi-am dat seama că de fapt mie îmi trebuiau două din astea aici, nu trei, pentru că nu au loc trei, că aici am un spațiu mai mic decât în partea cealaltă. Am uitat complet, mi-a ieșit din minte și am luat, știți că am luat trei cutii din astea, dar nu-i bai, ne descurcăm și așa. Ei bine, într-una am hainele de sală, asta, ha? Da, cred că în asta, și în astea am tricouri și pijamale, pentru că tricourile le mai folosesc și ca pijamale, câteodată, nu tot timpul, dar sau dacă nu le folosesc ca pijamale, le folosesc prin curte, știți că nu sunt mare amatoare de tricouri, pentru că sunt un pic prea casual pentru sufletul meu, așa că le țin acolo. Să știți numai bine și, Doamne, nu mai aluc în lunecă lucrurile de pe rafturi, pentru că rafturile astea sunt infernale în genul ăsta de șifoniere și nu mai alunecă lucrurile și totul este ok și totul se vede și tot arată bine și cât sunt de fericită. Mai luați încă un preview, așa, ca să vedeți de jos în sus, să vedeți cam cum arată. Da, sunt foarte încântată și v-am zis, aici o să vin și o să am, aș vrea să înlocuiesc chestia asta pentru că cu excepția ăsteia, să zicem că ar fi din aceeași familie, dar nu prea pare. Și aș vrea să o înlocuiesc cu ceva în care să pun că aici am tot felul de tâmpenii din astea, cum ar fi ăsta de scame și mai am tot felul de lucruri pe aici, știți de care am nevoie. Am uitat să-mi iau rolă de scame, să pun rola de scame, adică lucruri de astea de care am nevoie când iau hainele și să fie aici la îndemână. Și asta vreau să fac, dar mai așteptăm, nu e ceva urgent, o să rezolv, să găsesc ceva cât de cât ok. Bun, da, cam asta este. Am șters și oglinzile. Am fost asistată în mare parte de Woody, care m-a încurajat foarte, foarte mult. Și acum aș vrea să mă duc să-mi fac ceva să mănânc sau să văd ce mănânc, nu știu. Și mai am niște sos de la paste de ieri. Ar merge ăla.
sau altceva, nu știu, și după aia vedem ce mai facem. Aș cam avea de editat, de făcut niște alte lucruri după treaba asta, deci da, nu s-a terminat ziua, în ciuda faptului că eu sunt destul de obosițică, cum ar zice Pebbles, obosituță, cum ar zice Pebbles, sunt un pic obosituță pentru că m-a chinuit puțin treaba aia, dar am reușit într-un mare final, m-am descurcat și singură. Și acum v-am zis, mănânc ceva, mă apuc de editat ca să am un avans considerabil și vorbim mai încolo, vedem, nu știu ce fac mai încolo, dar vă zic eu. Salutare! Nu este sub nicio formă dimineață și nu mai este sub nicio formă zi frumoasă ca ieri. Astăzi este urât. The winter is coming! Vine, vine vâjul, vine valul ăla rece. Și eu nu mi-am făcut provizii. Și mă gândeam acum, negociam cu mine dacă să mă duc la magazin sau nu. Fac că nu m-aș duce acum. Dar, vedem. Mai stau puțin. Mi-am mai făcut o cafea aici. Mi-am petrecut mare parte din dimineață făcând chestii prin casă și editând și punând în ordine niște lucruri. Pentru că îmi doresc foarte tare ca weekendul ăsta să îmi pun la punct cam toate lucrurile pe care le-am de postat și ce vreau să fac și clipurile pe următoarele două săptămâni. Aș vrea să mi le aranjez că am treabă și e bine să fie făcute din timp ca să nu mai stea minte la ele, că așa e frumos când ți le faci din timp și le aranjezi. A fost o dimineață lentă pentru că m-am trezit azi noapte la 11. La 10. Eu am recent mi-am făcut o politică din asta prin care nu de la 10 jumătate nu mai mă uit pe telefon, nu mai țin televizorul aprins, de la 11 este interzis orice formă de blue light. Stați că Udi mănâncă perdeaua. Da, mama. Ce s-a întâmplat? Așa, hai, vii la mama? Hai, vii încoace? Haide. Mamă e. Nu stați.
Așa. Și de la 11 este interzisă orice formă de blue light, pentru că am auzit și am citit că e, nu e tocmai cel mai sănătos lucru și că îți poate da în timp, dă chiar și depresie. Și eu dormeam cu televizorul pornit la un moment dat și am constatat că dorm mai bine după ce... Eu în general dorm bine, adică eu oricum la mine perna e întrerupător și adorm instant cum am pus capul pe pernă. Dar am observat că calitatea somnului este mult mai bună și am înțeles și de ce. Faptul că nu mai aud zgomote în timpul somnului mă face să dorm mai bine și aseară am adormit de la 10, m-am dus, mi-am făcut o baie, m-am relaxat, m-am liniștit după ziua agitată de ieri cu ciocănitul și bocănitul și cu șifonierul și m-am liniștit. Chiar am zis că citesc, că o să mă citesc puțin, n-am mai avut stare de citit și la 10 am adormit. Și numai bine, Udi, aia sunt ochelarii mei. Stați să vede. Deci uitați-o, a trebuit să dau perdeaua la o parte pentru că a vrut să vină la mine. Acum nu mai vrea să vină la mine, vrea să stea acolo și să joacă cu ochelarii mei. Îi făceau cu ochelarii mei. Este frig, aparent. Da. Revenind, la 10 am adormit și cine credeți că s-a gândit să trezească la 11 fix? Jiminy, da, m-a trezit la 11 și se jălea și se văicărea și avea o voce din aia de mami, salvează-mă că sunt mort, salvează-mă că acum am mort. Deci așa se vaită el, așa are niște momente când se vaită și nu știu dacă să-l omori sau dacă să mor de dragul lui. Adică, nu știu, e o bătălie în capul meu constant. Și i-am dat drumul, după aia a venit peste mine, m-a călcat în picioare, bineînțeles că s-a cățărat pe mine și mi-a fugit somnul. Și am mai adormit pe la 2, am mai reușit să adorm. Și de dimineață la fel, am zis, las, dacă m-am avut noapte grea, hai să stau să dorm mai mult. Păi, dar cine a putut? Cine? Că am tot auzit miau, 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 știi, da. Îndeplinind și funcția de butler al pisicilor, a trebuit să mă execut și să le dau drumul la fiecare separat, pentru că niciodată nu se gândesc să intre sau să iasă pe ușă în același timp. Nu, fiecare, dacă se poate chiar la o diferență de 30 de secunde, imediat după ce m-am pus înapoi în pat, este minunat. Și așa m-am petrecut eu seara și dimineața. Și de dimineața am luat-o încet, mi-am făcut pe aici lucrurile, am mai editat, am mai aranjat puțin și acum suntem aici, suntem în punctul ăsta în care nu știu ce să fac. Nu știu dacă să mă uit la ceva, dacă să fie o zi productivă sau nu. Pentru că n-am niciun plan, deși ar trebui să fie zi productivă, că v-am zis am mult de editat și de aranjat și de materiale de făcut. Uitați. Băbuța mea bârfitoare. Numai așa stă toată ziua. Așa stă. Când la geamul ăsta, când la geamul de la holul celălalt. Așa stă. Non-stop. Non-stop. Să vadă ea, să știe ea ce se întâmplă. Se întrezărește soarele printre nori. E o pâclă așa de nori. Dar, da, nu e. Să mă duc să iau temperatura de afară să văd cum este. Când le-am dat cățeilor să mănânce, era destul de ok, dar acum pare că s-a mai răcit. Atunci. Și chiar aș avea nevoie de câteva chestii, deci chiar ar fi indicat să mă duc la magazin, nu doar așa să mă prefac. Și da. Și am să vă zic ceva, stați că am să vă zic ceva. Apropo. Știți că am luat ieri asta. Numărul 1, lucru care m-a surprins și care m-a bucurat, este că are partea asta din exterior de cauciuc. Pentru că unul din motivele pentru care nu-mi luasem eu un ab wheel din ăsta, o roată din asta, pentru abdomene, i-am putea spune în română, este că toate erau din plastic aici, aveau niște striații din plastic și mă gândeam să nu zgâriu parchetul. Să nu zgâri parchetul cu el, că ne norocesc și după aia ce facem. Și ieri când am desfăcut asta, am văzut că este de cauciucat, ceea ce mă bucură și mai tare. Astăzi,
Am încercat să fac câteva exerciții cu el, să fac câteva, 3 serii de câte 10 repetări cu asta. Nu vă spun că imediat ce m-am oprit undeva la 5 minute s-a instalat febra musculară. Nu era aia, adică nu e ceva așa, dar dacă să cântui nu-i să fac, wow, eu știu că nu mai am antrenament, că n-am mai făcut nimic de prin toamnă și că sunt iarăși plantă de apartament, plantă târătoare, dar totuși halul ăsta, deci cel puțin partea asta superioară a abdomenului, zici că cineva, wow, wow. Deci știți cum? O mamă! Deci, între 5 minute, cred că a durat, cam atât a durat, 5 minute, deja m-a luat febra musculară. Și acum întrebarea este, noi ce facem pe mai departe? Că eu aș vrea să mai fac, adică n-aș vrea să mă opresc aici dacă se poate. Dar mă doare deja abdomenul și umerii, apropo, pentru că îți lucrează și umerii, ceea ce nu-mi doresc eu neapărat, pentru că eu oricum am umerii lați, dar simt aici umerii că mă dor și fix între omoplazi. Și unul din motivele pentru care mi-a atras atenția această roată este că îți antrenează cumva mușchii ăștia de aici, din zona asta, fix de pe aici, știți? Ceea ce e greu de antrenat. Mușchii ăștia sunt foarte greu, adică îi antrenez când faci spate, dar nu întotdeauna și nu-ți ies întotdeauna. Și asta m-a atras pe mine la roata asta, în mod special, și faptul că îți pui la muncă... și nu vă gândiți că am făcut abdomene sau exercițiile, nu le-am făcut la nivelul cel mai greu, că nu pot, adică nu, trebuie să ai forță, nene, ca să-l faci la nivelul cel mai greu sau să faci din picioare. Nu, nici n-am fost cine știe ce... Nici n-am performat cine știe ce. Nu, deci nu. Chiar o să încerc, nu promit, să mă țin de treabă să vedem dacă obținem ceva rezultate. Adică într-o... Mă doare în cot, da, cu cotul. Chiar o să încerc să vedem dacă o să obținem ceva rezultate și dacă o să... nu știu, se vadă o diferență cu ea. Și o să vă zic și vouă. Pentru că la banii ăștia, dacă îți dă abdomen... Nu mai e nevoie de sală. Adică poți să faci acasă, bine mersi. Mai ales dacă ești la bloc și ai vecini de desubt, îi nenorocești pe de sub tine. Adică să te puși pe la 10-11 noapte să faci, glumesc. Dar eu tot timpul îmi imaginez chestii din astea. Bun. Udi, ce zici? Mergem la magazin? Mergem la magazin? Mâine se preconizează fi și mai frig. Deci... Și mi s-a făcut poftă și de niște cartofi copți. Și mi-a plăcea tare să fac și niște cartofiori copți. Ar fi o chestie. Bine, îmi termin cafeaua, vă las și vedem ce mai face pe parcursul zilei, că nu știu, v-am zis. Este o zi moale, foarte moale. Brown, I love the kind of escape into the musical world. Șansele să-l apuce pe zdrențărușul al meu fix în momentul ăsta crizele de lătrat. Da, nu știu dacă le auziți, e mai bine dacă nu le auziți. Hello, ce faceți? Este seară, este târziu, tocmai ce i-am închis lui Pebbles, că avea chef de vorbit, era foarte veselă în seara asta și avea chef de povestit și am zis, băi, Pebbles, știi care-i treaba? Eu am un vlog determinat. Eu sunt ocupat aici, dar nu mai pot. Dau pe din afară de ocupație. Da, m-am uitat la documentarul lui Jennifer Lopez, Halftime, pe care l-a făcut după Super Bowl. Că mi-am adus aminte că urmează Super Bowl-ul și am tot văzut imagini de la ea de când a avut spectacolul la Super Bowl și trebuie să recunosc că mi-a plăcut. Dar chiar mi-a plăcut, chiar mi s-a părut interesant. Chiar au fost niște momente acolo destul de interesante...
care... Ce Dumnezeu se întâmplă aici? Ce pasa? De ce stai așa? Care ar merita comentate. Apropo de asta, că am tot auzit niște chestii pe TikTok, urlă unică, vai Doamne, cât este ea de om rău și cât de urât se poartă cu lumea și nu știu ce, și sunt atât de subiective lucrurile astea, încât, Doamne, și sunt atât de... Și sunt niște chestii discutabile și, da, nu are sens să intrăm în povestea asta, dar documentarul în sine mi-a plăcut și știu că asta am remarcat și eu atunci când s-a anunțat că Jennifer Lopez și Shakira vor participa la Super Bowl, vor avea spectacolul, și m-am gândit, exact la asta m-am gândit și eu, de ce pentru un american clasic este nevoie de un singur artist, și aici, fiind vorba de latinoamericani, de două artiste latinoamericane, au trebuit să pună două, că una parcă n-ar fi fost de ajuns. Și da, m-a surprins să văd și o parte mai vulnerabilă lui Jennifer, care zicea că a avut tot timpul impresia că nu e suficient de bună, că nu este suficient de ok, că nu este de ajuns, că nu face suficient de bine lucrurile. Adică m-a surprins să văd din partea ei chestia asta și să văd că totuși avea, pe cât era ea de iubită și de adulată și câte vânzări avea și Billboard și Grammys și toate cele, ea de fapt era foarte vulnerabilă în interiorul ei și era foarte măcinată de toate lucrurile pe care îi se spuneau pe lângă și de toate bancurile și prostiile care se făceau pe seama ei. Și da, e interesant să vezi și un pic și altă latură. Și iarăși, o admir foarte mult pentru cât muncește, adică totuși are 50 de ani. Eu știu oameni la 50 de ani care și-au pus ustensilele în cui și au zis gata, eu sunt bătrân la 50 de ani. Este genul de atitudine din partea ei pe care mi-o doresc și eu, de altfel. Și încerc și eu să mi-o impun și o simt, nu neapărat că mi-o impun. Adică și mie mi se spune constant, ești bătrână la 30 de ani, ești bătrână, vai, nu știu ce. Nu mă simt deloc bătrână și nu mi se pare că ar trebui să discutăm la modul ăsta despre vârstă. Plus că, v-am zis, îmi place foarte mult atitudinea ei față de vârstă, față de așa cum muncește, în plin, mi se pare foarte interesant mesajul pe care îl transmite despre femei. Da, e... Nu știu. Și spectacolul în sine, ăla de la show-ul în sine, mi-a plăcut foarte tare. Chiar erau niște discuții, auzisem niște discuții că, vai Doamne, n-ar fi trebuit să danseze la bară. Nu știu dacă mai țineți voi minte, dar fix în perioada aia a avut lansarea filmului Hustler, la care a și participat la producție, și acolo era o dansatoare la bară, o stripteză în film, și că zicea unii că, voi Doamne, că nu trebuia să danseze atât de sexy și nu trebuia să danseze la bară în spectacolul ăla de la Super Bowl, pentru că erau și copii în arenă. În primul rând că nu mi s-a părut nimic provocator în toată povestea asta. În al doilea rând, cred că copiii văd în internet lucruri mult mai rele și se pune problema altfel de educație. Și în al treilea rând, mi se pare că a făcut exact ce zice ea în documentar, și anume că a încercat să reprezinte cam toate categoriile de femei, adică și pe alea super puternice și pe alea vulnerabile și mamele și chiar și cele care au niște meserii sau niște joburi mai puțin ok, știți? Pentru că până la urma urmei sunt și femei care nu au privilegiu în viață de a avea un job standard, și asta este. Și da, da, v-am zis, mi-a plăcut documentarul, dacă l-ați văzut chiar m-ar interesa să-mi spuneți și voi părerea voastră, să-mi ziceți cum mi s-a părut. Și da, toată discuția s-a concentrat în jurul ideii că, păi, de ce a fost nevoie două artiste latinoamericane, adică ce, una nu era capabilă, anul ăsta știu că o să fie Rihanna, deși eu am avut impresia că Rihanna a mai făcut și că ei încearcă să nu repete artiștii. Nu știu, până așa am senzația că Rihanna a mai fost la Super Bowl. Nu? A fost sau nu a fost? Nu mai știu. Dar, oricum, mie spectacolul lor mi s-a părut foarte fain.
Și da, de cam asta a fost, după care am mâncat, mi-am făcut și floricele, am făcut și cartofi copți, le-am făcut pe toate, am și editat, că cu asta mi-am ocupat mare parte, nu am mai ajuns la magazin, o să mănânc cozi de pisici cel mai probabil, dacă vine vâjul, cum îmi zice pe Bălscă la ea, vine crivățul, o să mănânc cozi de pisici. Deocamdată la mine este ok, nu pare să vină nimic. Când am ieșit să dau la căței, părea să fie așa un fel de lapoviță, nu știu, niște fulgi foarte mărunți, dar nu s-a depus nimic, adică, și nici nu cred că se depune nimic în seara asta, așa că rămâne de văzut. Nu, vi l-am arătat pe Rufus, of, am uitat, am zis că vi l-arăt pe Rufus și nu vi l-am arătat. Next time, I'm sorry, da. Cam atât pentru azi. Vă mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!